Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. Igor Dodon a promulgat legea prin care SIS-ul trece în subordinea Parlamentului, deși acțiunea ei a fost suspendată de Curtea Constituțională. Mai multe persoane din conducerea echipelor naționale de fotbal, dar și câțiva jucători sunt cercetați penal într-un dosar penal pentru că ar fi trucat meciuri în urma cărora s-au ales cu peste 600.000 de euro. Zeci de tractoare au fost parcate la intrarea în capitală de agricultorii nemulțumiți că nu au primit compensațiile promise de autorități. E bătaie de joc și credeți-mi că n-am venit aici când să beau ceai marnă drumului. Agricultorii au ieșit din nou cu tractoarele la protest. Veniți din diferite raioane ale țării, aceștia și-au parcat vehiculele la intrarea în Chișinău, fiind nemulțumiți de majorarea cotei TVA, dar și de faptul că nu au primit compensațiile promise de guvern pentru culturile afectate de secetă. Zeci de agricultori din raionul Telenești și-au parcat azi dimineață tractoarele la intrarea în Stăuceni. Noi atâta ne revoltăm că mi-e greu și așa. Invers, se ridice și tăvau, e bătaie de joc și credeți-mi că n-am venit aici că să beau ceai marnă drumului și să înghețăm aici că tot anul muncim și la noi agricultori așa, iarna de amulea când ne mai relaxăm, adică ne prindem la puteri pentru primăvara iară și mâncăm și nu venim din câmp până... Dar ei nu ne dau voie, nici iarna să ne odihnim. Unii fermieri însă ne-au spus că nu știu de ce protestează. De ce protestați? De trei zile, zeci de tractoare stau parcate aici, pe șoseaua Hâncești, în apropiere de Gara de Sud. Pe unele dintre vehicule sunt agățate drapele și pancarde cu mesaje prin care fermierii cer demisia ministrului agriculturii. Nu am găsit niciun agricultor lângă tractoarele parcate la intrarea în capitală, iar unul dintre reprezentanții acestora ne-a spus că mâine vor protesta cu tractoarele în centrul capitalei. Totodată, vicepreședintele legislativului, Alexandru Slusar, susține că șefii comisiilor parlamentare permanente pentru economie și agricultură au refuzat astăzi să aibă o întâlnire cu fermierii. Am încercat să facilitez niște întâlniri agricultorilor cu comisiile permanente și Comisia pentru Agricultură. Din păcate, azi nici domnul Galavatiuc și nici domnul Mudrac nu au acceptat întâlnirea cu fermierii. Am reușit să-l conving pe domnul Mudrac, mâine la orele 10. Responsabilii de la Ministerul Agriculturii ne-au spus că agricultorii au primit ajutoarele promise și că ei nu pot cere demisia ministrului. Recent a fost aprobat regulamentul privind stabilirea modului de acordare a ajutorului financiar nerambursabil oferit de Federația Rusă. În acest context, inclusiv în contextul crizei pandemice și a secetei hidrologice din anul curent, guvernul a întreprins acțiunile optime și obiective, reieșind din posibilitățile bugetului public național. Reprezentanții guvernului nu au venit cu o reacție deocamdată. În luna octombrie, agricultorii din toată țara au ieșit să protesteze pe traseele naționale pentru că nu au primit compensațiile promise pentru cerealele din grupa a doua, afectate de secetă. În august, fermierii au protestat în diferite raioane, iar apoi au pornit cu tractoarele spre Chișinău. Au încercat să intre în capitală, dar au fost opriți de oamenii legii. Pictura murală desenată pe gardul Regiei Transport Electric, care promovează egalitatea de gen, a fost astăzi inaugurată. E la timp, fiindcă e multă violență în familie, oamenii COVID-ul acum mai greu să înțeleg. Aha. La dumneavoastră cum este, de exemplu? La mine e ușor, femeie în Italia. Cum arată desenul și cum au perceput orășenii, mesajul vedeți în jurnal. Dacă în următoarele zile Ion Chicu nu-și va da demisia, atunci deputații de la PAS vor pregăti o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Anunțul a fost făcut de Maia Sandu aseară la emisiunea În Profunzime. Președintele ales susține că nu mai vrea să scoată oamenii în stradă din cauza pandemiei și a dat de înțeles că speră că și socialiștii, care la fel au anunțat că vor anticipate, vor susține moțiunea.
Dacă în următoarele zile nu vom vedea demisia guvernului, atunci cel mai probabil colegii de la PAS din Parlament vor veni cu moțiune de cenzură împotriva guvernului. Asta deși opoziția nu are suficiente voturi ca moțiunea să treacă. Noi auzim pe cei de la, din alte partide politice și mai ales pe socialiști, care vorbesc despre faptul că și ei își doresc alegeri anticipate și caută soluție. Noi le oferim cea mai ușoară soluție, deci cel mai scurt drum către alegeri anticipate. Maia Sandu susține că până nu vom avea alegeri anticipate, nu vom avea nici finanțare externă, iar dacă guvernul și-ar da demisia acum, atunci la primăvară am putea alege o altă componență a legislativului. Protestele vor continua? Nu ne dorim ca să ajungem să avem prea multe proteste din cauza pandemiei. Noi o să insistăm să găsim aceste soluții, dar a trebuit să dăm un semnal clar celor din Parlament că oamenii vor alegeri parlamentare anticipate. Până la alegeri anticipate, acest parlament va trebui să colaborați cu acest parlament. Cum vedeți noastră colaborarea? Dacă parlamentul este dizolvat, nu am cu cine să colaborez. Dacă această majoritate antipopulară pe SRM Șor va insista să se mențină și guvernul Chicu va insista să îi ofere acest sprijin ca să se mențină în continuare majoritatea, eu voi merge cu inițiativele legislative pe care le-am promis în campanie și pe reforma justiției și pe probleme sociale. Am încercat să aflăm de la socialiști dacă vor susține o eventuală moțiune de cenzură împotriva guvernului, dar reprezentanții acestora nu ne-au răspuns la telefon. Nici consilierul lui Ion Chicu nu a venit deocamdată cu o reacție. Ieri însă premierul a dat de înțeles că nu va pleca, cel puțin până când nu vor fi votate proiectele privind bugetele pentru anul viitor. Votată într-o ședință cu scandal și pahare stricate, legea care prevede scoaterea Serviciului de Informații și Securitate din subordinea președintelui a fost promulgată de Igor Dodon. Președintele în exercițiu și-a pus astăzi semnătura, deși acțiunea legii a fost suspendată de Curtea Constituțională. Informația ne-a fost confirmată de purtătoarea sa de cuvânt. Legea a fost votată joia trecută de socialiști împreună cu cei de la Pentru Moldova, în timp ce opoziția a blocat Tribuna Centrală. Atunci mai multe legi au fost aprobate la repeze, încălcându-se normele juridice. România are un premier interimar după ce aseară Ludovic Orban și-a dat demisia. Ministrul Apărării Naționale Ionel Nicolae Ciucă a preluat în această dimineață exercitarea mandatului de prim-ministru. El a fost desemnat de către președintele Klaus Iohannis. În prima sa apariție publică după numirea în funcție, ministrul român al Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, a declarat că are în vedere câteva priorități în perioada următoare. În perioada următoare vom continua să focalizăm atenția guvernului pe prioritățile legate de gestionarea pandemiei COVID-19, punerea în aplicare a strategiei de vaccinare. Vom continua măsurile economice în vederea sprijinirii celor afectați de această criză. Ludovic Orban și-a explicat decizia de a pleca din funcția de șef al executivului pentru a fi posibilă demararea negocierilor pentru un nou guvern. Partidul Național Liberal, condus de Orban, se situează pe poziția a doua la alegerile parlamentare, prima fiind deținută de PSD. Astăzi, Orban a declarat că se poate forma o majoritate parlamentară fără PSD, împreună cu USR și UDMR. Se poate forma o majoritate parlamentară fără PSD. Din calculul mandatelor, este clar că există această posibilitate politică. Deci câte mandate a obținut PNL? 141 de senatori și 95 de deputați. Ludovic Orban a mai declarat că, în mod cert, liberalilor li se cuvine funcție de premier, însă nu a avansat niciun nume. Președintele Klaus Iohannis se pregătește de discuții cu partidele, dar nu ia în calcul o alianță cu PSD. Partidele de centru-dreapta împreună au obținut peste 50% dintre voturile valabile exprimate. Și pot să vă spun cu toată sinceritatea că acesta a fost obiectivul meu și din acest motiv a trebuit să mă exprim un pic mai des în public în
ultimele săptămâni. În acest fel, PSD-ul poate, în fine, după un ciclu întreg de alegeri europarlamentare, referendum prezidențiale, PSD-ul poate să rămână în afara deciziei politice. Conform Constituției, președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament, ori dacă nu există o asemenea majoritate a partidelor reprezentate în Parlament. Bugetul municipal pentru 2021 va avea un deficit de peste 1 miliard de lei. Proiectul a fost propus pentru consultări publice, iar ulterior trebuie aprobat de consilierii municipali. Ion Ceban susține că primăria are suficiente surse pentru a acoperi deficitul. Nimic nou sub soare. Ideea este că din proiectele internaționale și proiectele pe care avem deja determinate sursele de finanțare să acoperim aceste cheltuieli. Proiectul de buget pentru anul viitor prevede venituri în sumă de peste 4 miliarde de lei, inclusiv transferuri de la bugetul de stat de circa 2,5 miliarde de lei și cheltuieli de aproximativ 6 miliarde de lei. Cele mai multe surse vor fi alocate domeniului educației. Anul trecut, bugetul municipal a fost aprobat cu un deficit de peste 600 de mii de lei. ProTV Chișinău a obținut câștig de cauză împotriva Consiliului Audiovizualului. Decizia a fost luată ieri de Curtea de Apel după ce postul nostru a atacat în instanță sancțiunea aplicată de instituție. Consiliul a acuzat ProTV că l-a pus în lumină negativă pe candidatul Igor Dodon în campania electorală, acuzație pe care magistrații au considerat-o neîntemeiată. Astăzi Curtea de Apel a adoptat o pronunțată decizie prin care a admis contestația și a anulat decizia Consiliului Audiovizualului în partea ProTV. Deci considerăm că această decizie este legală și întemeiată. La sfârșitul lunii noiembrie, Consiliul Audiovizualului a sancționat ProTV Chișinău acuzând postul de televiziune că a reflectat dezechilibrat campania electorală, punându-l în lumină negativă pe candidatul Igor Dodon, într-o măsură mai mare decât pe Maia Sandu. În raportul de monitorizare al Consiliului Audiovizualului se arată că timpul de emisie în care la ProTV Igor Dodon a apărut în lumină negativă este nesemnificativ mai mare decât cel în care Maia Sandu a fost pus în lumină negativă. ProTV Chișinău a atacat în instanță decizia Consiliului Audiovizualului, considerând-o neîntemeiată și ilegală. În apărarea noastră am evocat faptul că ProTV nu poate genera știri pentru concurență electorală. Deci atunci când concurentul electoral este activ și întreprinde careva acțiuni, generează știri și respectându-și imparțialitatea față de concurență electorală și în primul rând urmărindu-și scopul primordial de informare a telespectatorilor. Consiliul Audiovizualului a amendat ProTV și pentru reflectarea campaniei electorale în primul tur de scrutin, invocând același motiv pe care, la fel, îl considerăm neîntemeiat. În știrile ProTV Chișinău, în toate campaniile electorale de-a lungul timpului, candidații sunt reflectați în funcție de acțiunile lor, iar postul nostru de televiziune respectă principiul informării corecte a telespectatorilor. Totodată, rapoartele de monitorizare a mass-media realizate de Centrul pentru Jurnalism Independent arată că ProTV Chișinău a reflectat echilibrat campaniile electorale pentru prezidențialele din 2020, atât în turul întâi cât și în turul al doilea de scrutin. ProTV Chișinău a avut un comportament echilibrat, fără a favoriza sau defavoriza evident vreun concurent electoral. Ambii concurenți electorale au fost prezentați preponderent în lumină neutră. Un tânăr s-a dat în spectacol în fața bradului de Crăciun instalat în centrul orașului Ungheni. Având câțiva pasageri în mașină, acesta a făcut drift în jurul pomului. Potrivit poliției, totul s-a întâmplat aseară în Piața Independenței, unde sunt instalate decorațiunile de sărbătoare. În timp ce tinerii au făcut această mișcare periculoasă, în piață se aflau și alte persoane. Șoferul de 21 de ani a fost identificat, el riscă muncă neremunerată în folosul comunității și privarea dreptului de a conduce timp de un an.
Pictura murală care se întinde pe gardul regiei Transport Electric a fost astăzi inaugurată. Oamenii care trec pe acolo susțin că cele trei culori aprinse folosite de tinerii care au desenat-o atrag privirile, dar nu prea înțeleg mesajul. Pictura conține imagini care promovează egalitatea de gen și combaterea violenței împotriva femeilor și copiilor. Pentru inaugurarea picturii au fost aduse două boxe și o tribună pentru discursurile oficialilor. Astăzi a unor astfel de comportamente, inclusiv între cunoscuții mei, pe care de obicei, deci cu care am o discuție foarte neplăcută în această privință. Desenul a fost pictat în cadrul campaniei împotriva violenței față de femei și copii, dar și pentru promovarea egalității de gen. Pictura murală are circa 700 de metri pătrați. Primăria a dat asigurări că în această săptămână vor fi încheiate lucrările de iluminat, iar de săptămâna viitoare desenul va prinde culoare și noaptea. Locația a fost aleasă așa încât mai mulți oameni să vadă și să analizeze mesajul. Potrivit autorităților, în acest an, circa 60% dintre femeile și copiii din Republica Moldova au fost agresați fizic, verbal sau psihologic. It's a very busy street and just by seeing some elements of equality messages, of advancing equality, of girl power, we want to convey the message for people to see and think that we still have a way to go. Unii trecători ne-au spus că pictura le-a atras privirile, dar nu au înțeles mesajul. Тут вот именно то, что женщины и мужчины должны быть равными. Как вы думаете, это правильно? Я думаю, что да. Este, eu încă n-am studiat. Но и la timp, fiindcă e multă violență în familie, oamenii COVID-ul acum mai greu să înțeleg. Aha. La dumneavoastră cum este, de exemplu? La mine e ușor, femeie în Italia. Да, вот написано, что нарушь молчание, нет, значит нет. Ну, какие-то импульсы посылает этот рисунок. Я просто обратила на краски, на яркие краски, не то, что серости. Нам была, конечно, всем другая картина. Ion Ceban nu a putut să ne spună cât au costat lucrările. Sunt mai mulți parteneri implicați în acest proiect, începând cu Regia Transport Electric, Ambasada Suediei. Proiectul nu este finalizat încă, este complicat să vorbesc despre costurile finale. Pictura murală a fost desenată în cadrul campaniei anuale de 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Scopul acțiunii este de a sensibiliza publicul cu privire la violența în bază de gen, în special violența împotriva femeilor și fetelor. Este a doua pictură murală inaugurată în acest an în capitală, prima fiind sub podul din cartierul de la centru numită Pomul Vieții, desenată pentru a promova turismul intern. Marea Britanie a dat start imunizării populației împotriva COVID-19. Prima persoană care a primit serul Pfizer este o femeie de 90 de ani. Cum are loc procedura și care sunt categoriile cu prioritate, vă spun imediat. Cafenelele de la stațiile PECO, centrele comerciale și aeroportul nu vor mai activa după ora 22. Vânzătorii consideră că decizia Comisiei pentru Sănătate Publică este inutilă, întrucât noaptea nu se formează aglomerație. În schimb, cei care lucrează în ture de noapte sunt nemulțumiți. Totodată, de astăzi, funcționarii publici vor avea un program diferit. Gheorghe spune că activează ca șofer de microbuz și livrează marfă. Pentru a se întreține, spune că lucrează și ziua și noaptea. Nu-i bine așa, pentru că sunt șoferi care lucrează 24 din 24, adică și vor poate să bea un ceai, o cafea și e foarte complicat. Eu lucrez 24 din 24 și eu nu sunt de acord cu decizia. Bărbatul spune că se oprea din când în când la vreo stație PECO pentru a mânca noaptea. Acum spune că va fi nevoit să își micșoreze orele de lucru ca să reziste. Ce veți face acum? Acum că nu vor mai activa și nu veți putea să luați mâncare de aici. O să lucrăm 12 ore deja. Asta e situația. Angajații de la o stație PECO spun că noaptea vin de regulă persoanele care lucrează în calitate de șoferi, dar niciodată nu i-a aglomerat. Eu думаю, что это не особо поможет как-то. Если бы это все время, и днем, и ночью, потому что днем все равно больше людей приходит. И лучше бы днем как-то контролировалось это больше. Таксисты, да, приезжают еще. Nu, în основном кофе, hot-dog-i beru. Unii cred că aceste măsuri nu vor contribui la micșorarea numărului de infectați. Care au dezinfectat, se infectează și așa. No, nu importă, ori cu restricția dată, ori fără restricția dată. Măcar de vândut o apă sau, eu știu, ceva produs alimentare necesare, cred că ar fi ok să fie asta.
iar alți clienți ai stației PECO spun că totuși aceste restricții ar trebui să amelioreze situația epidemiologică din țară. Atâta timp cât ele vor fi închise, prezum că și oamenii vor evita aglomerarea spațiilor publice și vom merge la o descreștere a bolnavilor. Șoferi care lucrează noaptea. Eu cred că comisia, când întocmește astfel decizie, nu poate prevede toate momentele astea. Că asta e un moment care trebuie să atenționăm comisia. Cât mai puțină lume se întâlnește în diferite locale, cât mai bine. Totodată, comisia a luat decizia de a interzice activitățile de deservire în unitățile de alimentație publică din cadrul centrelor comerciale, aeroporturilor, a trecerilor de frontieră internaționale, în intervalul de timp de la 22 seara până la 7 dimineața. Intră în vigoare decizia de a institui un regim de lucru special pentru angajații structurilor de stat, cum ar fi ministerele, cancelarea de stat, instituțiile publice și de stat. Așadar, angajații se vor prezenta la muncă la ora 7:30 și vor lucra până la 16, având la ora 12 o pauză de masă de jumătate de oră. Avocatul poporului bate alarma și susține că autoritățile nu țin cont de persoanele care se tratează de coronavirus acasă, nu le asigură medicamente și teste la preț redus și le încalcă astfel dreptul la viață și sănătate. Ombudsmanul a venit cu un șir de recomandări, iar Ministerul Sănătății susține că le va analiza. Poporul a recomandat Ministerului Sănătății să emită cât mai urgent un document sau să-l revizuie pe cel existent, protocolul existent, pentru care să fie destinat medicilor de familie, pentru ca să-și unifice sau să standardizeze tratamentul care îl acordă persoanelor. La fel, ombudsmanul susține că oamenii care se tratează de COVID acasă trebuie să primească și un tratament necesar în funcție de bolile cronice de care suferă și să fie asigurate gratis cu medicamente în perioada de reabilitare, iar farmaciilor care comercializează medicamente pentru tratarea coronavirusului să le se stabilească o limită de majorare a prețurilor. Autoritățile din sănătate susțin că vor analiza propunerile și vor răspunde în termenii stabiliți de lege. Ministerul Sănătății asigură accesul la asistența medicală tuturor pacienților infectați cu COVID-19, atât celor care se tratează la domiciliu, cât și celor internați în instituțiile spitalicești. În țara noastră, în tratament la domiciliu se află peste 8.000 de persoane. Maia Sandu susține că va renunța la șefia PAS înainte să preia mandatul de președinte și că nu s-a decis încă cine îi va lua locul. Ceremonia de investire în funcție de președinte va avea loc la Palatul Republicii și va fi una modestă din cauza pandemiei, a declarat Sandu la emisiunea În Profunzime. Aseară i-a numit alte câteva persoane din viitoarea sa echipă de consilieri. Dacă vorbim despre educație, de exemplu, va fi colega mea Liliana Nicolescu-Onofrei. Dacă vorbim de sectorul energetic, pentru că este foarte important și din perspectiva securității, dar și din perspectiva combaterii corupției în acest sistem, va fi Sergiu Tofilat. Dacă vorbim despre cultură, va fi Angela Brașoveanu și pe diasporă va fi Elena Druță. Totodată, președinta aleasă spune că lucrează deja pentru a-și crea o echipă care să monitorizeze dosarele de rezonanță care se află în gestiunea procuraturii sau sunt în instanța de judecată. Nu poate fi catalogat acest lucru ca influență asupra justiției? Nu. Eu am nevoie de o echipă care să mă ajute să monitorizez aceste cazuri, să mă informeze prompt despre ce se întâmplă. Asta nu înseamnă că această echipă va interveni în procesul de investigații. De asemenea, Sandu susține că lucrează și la o echipă care se va ocupa de dosarele pe numele judecătorilor. Cine sunt cei din această echipă? Adică cine face parte? Sunt experți. Experți și sunt la etapa de identificare. Deși la conferința de presă de săptămâna trecută spunea că va pleca de la șefia Partidului Acțiune și Solidaritate abia în ianuarie, ieri, la În Profunzime, ea a declarat că acest lucru se va întâmpla până la investire, dar nu a spus cine-i va lua locul, precizând că decizia va fi luată de partid la congres, despre care nu se știe când va avea loc din cauza pandemiei. Cum vedeți ceremonia din 24? Cum va fi? Cine va participa? Va fi un eveniment modest din cauza COVID-ului. A trebuit să renunțăm la invitații internaționali din afara țării. Cel mai probabil evenimentul va fi la Palatul Republicii, după care voi merge la președinție ca să, mă rog, intru în instituție. Altă dată se făceau recepții, acum e COVID. Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale din 15 noiembrie, devansându-l pe Igor Dodon cu aproape 15 puncte procentuale.
Toți ochii sunt îndreptați astăzi spre Marea Britanie, unde a început oficial campania de vaccinare a populației împotriva COVID-19. În prima fază sunt vizate cadrele medicale, angajații din aziluri și bătrânii. Prima persoană care a primit serul Pfizer este o femeie de 90 de ani. Margaret Keenan, dintr-un oraș din Irlanda de Nord, a devenit prima persoană din lume care a primit vaccinul dezvoltat de Pfizer-BioNTech în afara testelor clinice. Femeia a declarat că se simte privilegiată să fie prima persoană din lume care a primit vaccinul anticovid. And it's the best thing that's ever happened at the moment, so do, please go for it. That's all I say, you know? If I can do it, well, so can you, you know? I'm feeling quite emotional actually watching those pictures. It's been such a tough year for so many people, and finally we have our way through it, our light at the end of the tunnel, as so many people are saying. And just watching Margaret there, it seems so simple having a jab in your arm, but that will protect Margaret. And it'll protect the people around her. Campania de vaccinare a început astăzi în Marea Britanie, în mai multe regiuni simultan. Dozele cu serul produs de Pfizer-BioNTech au ajuns deja în spitalele din toată țara. Fiecare britanic care va fi vaccinat urmează să primească un card de imunizare, care atestă faptul că a primit serul, dar nu este clar deocamdată dacă va fi utilizat ca un fel de pașaport care să asigure călătorii fără restricții sau eventual ca o scutire pentru purtarea măștii de protecție. Pe de altă parte, în Rusia, autoritățile continuă vaccinarea populației cu Sputnik V. Это может быть недомогание, разбитость, и в течение 24 часов первых может быть повышение температуры до 37 градусов. И то это очень нечасто. Если российское правительство рекомендовало именно эту вакцину к массовой вакцинации, то я буду один из тех, которые целиком поддержат эту идею. Для меня очень важно быть безопасным, и для меня очень важно быть уверенным в том, что мое присутствие, мое преподавание, моя работа, моя забота о пенсионерах не принесет никому никаких проблем и никакой беды. Даже любая побочная реакция от вакцины, она гораздо меньше, чем, чем результат заболевания коронавирусной инфекцией. În cazul serului rusesc, studiile clinice nu au fost încă finalizate. În weekend au fost vaccinați peste 2000 de locuitori ai Moscovei. Urmează personalul medical, profesorii, dar și militarii. Germania își pregătește la rândul ei centrele de vaccinare, deși campania ar urma să înceapă anul viitor. Pentru cei trei copii din Orhei care sunt crescuți de bunici, sărbătorile vin anul acesta într-o casă reparată, luminoasă și caldă. Viața micuților care trăiau în sărăcie s-a schimbat anul trecut, când povestea lor a sensibilizat telespectatorii ProTV. Acum Alexandru, Mădălina și Adriana îl așteaptă pe Moș Crăciun cu daruri, pentru că au fost cuminți. Cu fețele senine și zâmbitoare. Așa i-am găsit anul acesta pe Alexandru și pe Vera Ftenii, care își îmbrățișau nepuții cu multă dragoste. Hai, băieților! Cât o mai trăim noi, a să zâmbiți, dar pe urmă nu știu ce să faci. Anul trecut familia era necăjită, lipsuri erau multe, casa sărăcăcioasă, iar Moș Crăciun avea de saca cam goală. Curățându-și, dădem? Cumpărăm bicicletă. Crăciunul le-a adus multă bucurie. Au primit 120.000 de lei de la telespectatorii ProTV, iar vestea i-a făcut să danseze de bucurie. Bunicii își făcuseră planuri imediat. Primul reparație, să facem prima soba. Zis și făcut, schimbările încep chiar din fața casei, cu poarta. Noi ne-am dat după păcălenia stânără, ei mai mult. Instalează, muia fac în culoarea neagră. Asta în timp ce în satul Cihoreni toate porțile sunt verzi, mai puțin cea de la casa lor. Poftim, intrați! Poftim! Haideți în casă! Fațada casei nu mai este gri ca anul trecut. Acum a prins culoare și e vopsită în portocaliu. Am acoperit presa la casă, am schimbat lemnul care era mai vechiut. Iam-o!
Ia vă putoleacă de comoradii să decrască. În casă, bunica Vera le pregătea copiilor o gustare. Lapte de la vacă. E gustos? Și aici în borcan ce este? Ciocolată. Mâncat? Ce? Dau șobunelul lapte. Opa. Eu nu vreau. Anul trecut, bunicul Alexandru își dorea să facă reparații în casă, dar banii nu-i mai ajungeau. Da, mie aia să ni la încătări, la încătări. Dorința lui a devenit realitate. O busoară nouă am făcut, podurile, acum iau podeaua, o facem. Peretele din camera copiilor era cu fisuri. Anul acesta, copiii au în sfârșit camera lor. Se doarm în sus acolo, dar fetele doarm aici. Dar și un dulap nou unde să-și pună lucrurile. Haine. Alexandru e în clasa 1 acum și ne-a arătat mândru ce ghiozdan are. Ce ai acolo? Închidem. Totul se întâmpla sub privirile curioase ale surorilor mai mici, Adriana și Madalina, care merg la grădiniță. Aici de scriere. Îți place să scrii? Literele. Copiii sunt siguri că Moș Crăciun are acum sacul încărcat. Moș Crăciun, cuflete d'albe. Moș Crăciun, data asta vin? Și ce vrei să aducă dacă vine? Păpuși? Da! Soba, care era pe jumătate din camera, a fost înlocuită acum de o bucătărie nou-nouță. Acum camera a devenit mult mai luminoasă și spațioasă, iar curând, pe tavan, vor fi instalate lustrele. Familia are și aparate pentru bucătărie, ceea ce era de neînchipuit acum un an. Mă sunt de tocat carne, ca electrică, socovăjămalcă, mister. Avem poduști, căpătâie, odealuri. Теперь уже знаешь, куда что положить. Cu un an în urmă, cu greu le puteai fura un zâmbet copiilor, necăjiți de lipsuri și de dorul de mama care i-a abandonat. Am trăiesc cu bucățica mie care am să o am în casă, dar copiii din ograda asta nu se ducă în iure. Bunicul Alexandru ne-a povestit că fiica lui a sunat de două ori. Eu am pus trupca și n-am vrut. N-au vrut să asculte, eu de-am Nu număr pe dânsa de copilul meu. Bunicii spun că datorită oamenilor, viața lor și a nepoților s-a schimbat. Cu multe emoții și recunoștință pentru cei care i-au ajutat, abia deși stăpâneau lacrimile. Le mulțumesc foarte mult la toți. Ceva de-am copilasul ăștia au posibilitatea trăi mai bine. Zâne lui! Hai, băi, trăi! Scandal de proporții în fotbalul moldovenesc. 11 persoane, dintre care 4 au fost deja reținute, sunt cercetate penal într-un dosar pornit pe faptul manipulării evenimentelor sportive. Oamenii legii spun că 5 din cele 10 echipe care evoluează în divizia națională au trucat peste 20 de meciuri vara trecută, în urma cărora s-au ales cu aproximativ 600.000 de euro. Vizați ar fi și responsabili din conducerea FMF, lucru negat de federație. Ofițerii CNA au efectuat mai multe percheziții, printre care și la baza sportivă din comuna Stăuceni, care a fost încheriată de gruparea Codru Lozova pentru a efectua antrenamente. Am încercat să vorbim cu reprezentanții acestei echipe, dar nimeni nu ne-a răspuns la telefon. Din informațiile deținute de anchetatori, sumele pentru un meci aranjat variau între 10.000 și 20.000 de euro, acestea figurând preponderent la casele de pariuri din Asia, totodată fiind constatate și unele conexiuni cu casele de pariuri din țările Uniunii Europene. Valoarea estimată a profiturilor obținute de cele 11 persoane implicate în trucarea peste 20 de meciuri doar din luna iulie 2020 se ridică la aproximativ 600.000 de euro. Potrivit CNA, printre cei vizați sunt și persoane din conducerea Federației Moldovenești de Fotbal, lucru negat de aceștia. Acest lucru nu este adevărat, cel puțin noi nu cunoaștem de acest lucru. Poate organele de drept au anumite informații care nu ne-au oferit-o nouă. Cel puțin la noi nu a ajuns astfel de informații și nu cunoaștem absolut nimic despre acest lucru. În urma acțiunilor de urmărire penală care s-a derulat în comun cu reprezentanții Europol și UEFA, printre cele 11 persoane bănuite sunt câțiva președinți ai cluburilor de fotbal din Republica Moldova, directori de școli sportive, dar și jucători. 4 dintre ele au fost reținuți pentru 72 de ore și plasați în izolatorul CNA, iar 2 persoane urmează a fi anunțate în căutare.
cercetare. Responsabilii de la Centrul Național Anticorupție nu ne-au răspuns la telefon pentru a ne oferi detalii și a afla numele celor vizați. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă amenzi de până la 250.000 de lei sau închisoare de la 2 la 6 ani. În ambele cazuri, cu privarea dreptului de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani. Fostului apărător al lui Vlad Filat, care a făcut o serie de dezvăluiri despre clientul său, i-a fost retrasă licența de avocat. Decizia a fost luată ieri de Comisia de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților. Igor Popa susține că se va plânge la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Decizia a fost luată astăzi. Cum și de ce o să fie indicat că lucru de amănunte în hotărârea respectivă, care va fi publicată pe pagina Uniunii Avocaților? Președintele Comisiei a refuzat să ne spună mai multe detalii. Igor Popa s-a arătat indignat de decizia Comisiei. Membrii Comisiei care au votat această hotărâre au sfidat nu doar garanțiile procesuale, dar și valorile unui stat de drept. Urmează să-mi găsesc dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ne-a spus Popa printr-un mesaj. La sfârșitul lunii septembrie, Igor Popa a făcut mai multe declarații despre fostul său client în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV. El este un mincinos. El se plimbă cu o mașină Dacia Duster care este simplă. În realitate are un Mercedes S-Class ultimul model. Plătește pe chirie aproximativ 6.000 de euro pe lună pentru o casă. 6.000 de euro pe lună pe chirie? Da, 6.000 de euro pentru o casă. Detectivii cu care noi lucrăm au toată informația despre acest individ, unde călătorește, ce face. Vlad Filat a negat atunci declarațiile făcute de fostul său avocat. Ulterior, Igor Popa a declarat că este amenințat cu moartea după declarațiile făcute, refuzând să spună în ce formă a primit amenințările. Pavel Voicu neagă că l-ar fi ajutat pe nepotul deputatului Corneliu Furculiță să scape de pedeapsă după ce acesta a fost prins beat la volan. Ministrul de Interne susține că totul s-a întâmplat în 2017 și că autoritățile de atunci ascultau telefoanele deputaților pentru a intimida. Vă asigur că în perioada și când am fost și de când sunt ministru și în perioada de când am deținut funcții publice, nu am intervenit în soluționarea problemelor. Această făcătură este din anul 2017, fiindcă acel tânăr care era interceptat a avut un dosar pe care a fost instrumentat de către spia. Telefonul dânsului a fost pus la ascultare, dar în special ca să asculte deputații. Noi știm cu toții ce se întâmpla în acea perioadă, pe acel regim și cine erau conducătorii instituțiilor de forță care se ocupau cu asemenea intimidări. Pavel Voicu ar fi sunat atunci pe nepotul socialistului Corneliu Furculiță ca să-l întrebe mai multe detalii pentru a rezolva situația. Se reține mult în cor. Aia că asta și a fost problema. Rachiu iese repede, iese în vreo 2-3 ore. În 5 ori iese vinul și în 7 ori iese bere. Potrivit portalului Nord News, la începutul lunii noiembrie, pe adresa electronică a portalului a ajuns o înregistrare audio în care un tânăr, care ar fi nepotul lui Corneliu Furculiță, îi spune unui prieten că deputatul PSRM i-a rezolvat o problemă după ce a fost prins de oamenii legii beat la volan. Băiatul ar fi fost telefonat de Corneliu Furculiță, care i-ar fi sugerat să nu discute cu polițiștii. Nu-ți pare, nu tare, să nu te... Alerg în pace, cheia să zică că noi spunem interdicții. Noi nici ce faci, ce faci. Deputatul Lilian Carp a sesizat atunci Procuratura Generală să investigheze acest caz. Acum Procuratura Anticorupție examinează cazul. Primăria Chișinău să aibă o structură de poliție în subordinea sa, asta vrea Ion Ceban, care spune că este nemulțumit de activitatea oamenilor legii. El afirmă că în acest weekend a descoperit că sunt comercianții ambulanți lângă pomul de Crăciun și că polițiștii nu intervin. La rândul lor, reprezentanții poliției spun că nu e treaba lor să alunge vânzătorii, iar de asta ar trebui să se ocupe agenții primăriei. Sau au baluri sau nu știu ce fac. Ion Ceban a început ședința primăriei povestind despre cum și-a petrecut weekendul cu familia, dar și despre faptul că în timpul unei plimbări a dat de comercianții ambulanți care vindeau ilegal baloane și jucării în scoarul catedralei. M-a trimis la unul Nikita, zic că el are crâșă. Crâșă și crâșă are la poliție și dacă ceva eu am să am probleme. Ceban spune că a și filmat momentul, dar consiliera sa nu ne-a răspuns la mesajul în care am solicitat imaginile video. Potrivit primarului, două dosare contravenționale au fost deschise pe acest caz. Ulterior, în sectorul Botanica, primarul a surprins mai mulți tineri care făceau murdărie în spațiul public. În timp ce povestea înfuriat, Ceban a arătat un gest indecent. Am așteptat 20 de minute ca să vină poliția.
20 de minute, apropiindu-mă de niște hlandani lângă Taxi Blues în zona Botanicii. Ne-am făcut un dezastru total. Nu trebuie eu să-i caut. Și să arate ea ca asta, la poliție. Primarul a solicitat să fie pregătit un proiect prin care să revină așa numita poliție municipală, care să fie în subordinea primăriei. Contactat telefonic, Alexei Grosu ne-a spus că nu este în competența oamenilor legii să se ocupe de astfel de probleme. Conform cadrului legal, poliția se ocupă doar cu descoperirea infracțiunilor și contravențelor. De aceste nereguli ar trebui să se ocupe agenții constatatori ai primăriei. S-a trebuit o rușă de competență la administrația publică locală, de sancționarea persoanelor care încarcă cadrul legal. Aici putem să ne referim la aspectul ce ține de construcții neautorizate, de salubrizarea terenului, de aspectul de combatere a comerțului neautorizat, strădal, parcări neautorizate. Nimeni de la primărie nu ne-a răspuns ca să ne spună de ce agenții instituției nu fac această muncă. Cioban a mai solicitat responsabililor din cadrul Direcției Finanțe să prevadă surse financiare în bugetul municipal pentru 2021 pentru activitatea Poliției Capitalei. Dacă ilegalitățile vor continua, primarul a amenințat pretorii cu demisia. În același timp, a mai anunțat că administrația municipală împreună cu poliția vor organiza raiduri în localurile și grădinițele din capitală pentru a-i sancționa pe cei care vor organiza petreceri de anul nou. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă.